1, 2. Salutare oameni buni și bine ați venit fraților la un nou episod din seria noastră de Survival cu Sinu. Ei bine, astăzi din câte ați văzut, avem treabă Nether. Mergem să batem și noi în Wither, că n-am bătut deloc până acum pe această serie. Doar că mai întâi trebuie să mai facem rost de încă două capete. Dacă vă aduceți voi bine aminte, pe un live am luat chiar de la primul Wither pe care l-am bătut cap. Sper să fie în stânga Nether Fortress, o că nu mai știu. Din Luca GM, zona de shop-uri, dar parcă era pe undeva prin dreapta mai încoace? Cred că da. Aici ar trebui să fie. Unde e frate Nether Fortress? Oh, uite, hai că l-am găsit. Perfect. Da, corect, achievement. Pentru că, cum am zis, am schimbat harta și a fost niște bug-uri și a trebuit să bag practic Nether-ul și End-ul în harta principală. Au fost niște complicații, să zic așa. Wither Skeleton, Wither Skeleton, Wither Skeleton, unde găsim Wither Skeleton? Ce dificultate suntem? Normal, hai pe hard. Nope, nimic aici, nu se spune nimic. Dar ce se spunează, frate, așa de greu? Dificulty, suntem pe hard, adică ar trebui să se spuneze. Știți cum zic? Ok, nimic acolo jos. Ok, pe aici clar nu. Nu mai știu cât era de mare. Oh, băieții! Hai că avem looting 3, deci n-ar trebui să stăm foarte mult să luăm un cap. Spuneze. Oh, perfect, mamă, 4 Wither Skeletoni. Oare dacă am dat pe difficulty hard o să fie mai mică șansa să dropeze? Chiar nu știu. M-a dat să mă ofilesc. Dacă pică cap de la tine. Oamne, am murit. Și acum să așteptăm iar jumătate de oră să se sponeze. Că noi am murit. Uite un blaze. Mamă, verific în CS, mă, ce aveți. Mic aici. Bine că avem ghast. Mie nu-mi trebuie ghast. Mie îmi trebuie Wither Skeleton. Hai că vreau să bat Wither-ul astăzi. Iar nu se spunează nimic, deci mie nu-mi vine să cred așa ceva. Băi frate, efectiv e pustiu Fortress-ul. Parcă pe aici urcam. Hai prietene, sunt și eu pe aici. Am difficulty hard, dăm niște Wither Skeleton, hai Minecraft-ule. Te-ai stricat. Ei, și exact ce spuneam cu difficulty hard-ul și cu mâncarea. Blaze-ul ăla de unde a apărut? Hai, cred că încep să se spuneze mobi. Aparent deja dă după mine. Prietenei! Prietenei! Vezi că eu mă joc CSGO? Și trag bine. Cea mai bună glumă. Ok, into fire. Normal că luăm achievement. Și hai cu capul ăla de Wither. Poate găsim pe jos? Oh, prietene, de când te căutam? Încă doi. Perfect, veniți băieți. Să-mi dai sabii, dar cap să nu-mi dai. Unde ai dispărut, prietene? Hai să ne batem.
Ok, aparent nu vrea să-mi dea niciunul. Ceacă. L-a blocat pigmenul, mă. Săracu. Uite, încă doi. Dar dă și ăla după mine, dau toți mobii ăștia, dau după mine. Ok, deci care a fost șansa să-mi dropezi mie primul Wither și restul să nu-mi dropeze? Wither Skeleton? Nu vreți voi să vă spawnați? Ca pe sine să-l lăsați? Baza pe boss. Bine că se spawnează blazuri. Farmă. Uite-l că s-a spawnat în fața mea. Mă uitam pe celălalt monitor și aparent. Ok. Oh, perfect, baby. Ia veniți băieți încoa. Hai să ne batem. Hai să ne batem. Ok, deci aparent batem Wither în prostie și nu ne dă niciunul cap, frate. Pe bune? No, deci imposibil. Salut, sunt eu, un haiduc. Bă, tu dispar, mă. Bă, poate dai în... Poate... No! Așa. Vino încoace. Vino. Vino la mine. Dă cap. Nu dă cap. Deci așa ceva nu-i posibil, frate. Uite-l. Hai, frate, dăm cap. Băi, deci... Statistici, mobs. Unde-i? Unde-i? Că... Am 11 omorâți. 19, nu 11. Aia aș da într-un zombie pigment ăsta, dar pune tot nedro pe mine și nu prea vreau. Hai că învăț eu foarte asta pe drăs până îndropează mie cap. Deci așa ceva nu se poate, frate, te învârți, încerc. Aștept să se spawneze, dar totuși nu se spawnează. Jocul ăsta efectiv este stricat. Ok, acum că ne-am mutat pe difficulty normal, poate se spawnează ceva. Uite, unul. Hai, nebunule, vin aici. Dacă pică cap... Dacă pică cap, nu vreau să pice în lava. Ce frate curat asta de spawn? Spawnează unul la jumătate de ră. Oricum mă plimb deja de aici de foarte mult timp. Nu se spawnează. Ce sunete. Hai să luăm niște sende de asta. Una, două, trei, patru ne trebuie. Sunt prea bun pentru jocul ăsta. Au. Hai, băieți. Hai, come on! Bă, stai un pic, stai un pic, stai un pic, stai un pic, nu memori... Oh, nice! Nu, Wither Skeletonul meu! Deci nu-i posibil așa ceva. Cât să mai bat, frate? Cât să mai bat? Dacă era Zeno aici, ar fi zis că șansa e atât de mică ca aceea de a-mi face eu. Adică am fost plecat din Fortress. Trebuia să apar acolo.
Ok, deci acum ținând cont de ceea ce zice, ce se zice pe Minecraft Wiki, practic șansa de a dropa este de 2,5%, deci 2,5 withers din 100 ori să dropeze cap. Practic, dacă stăm noi să ne gândim un pic și o luăm așa mai pe calea nu a matematicii, ar trebui să omorâm 100 de scheletoni și să primim două capuri, frate. Câți avem omorâți? Aoleu. Oprește-te undeva, prietene. Așa. Statistici, mobi. Avem omorâți 24. Totuși n-am primit încă cap. Iu! Uite antena ăștia. Băieți? Băieți? Avem un cap. Mai avem încă un cap. Băieți, avem două capete. Băieți, mai trebuie un cap. Sunt curios cât ți-am bătut. Cred că s-au zis că se spar ceva, dar aparent nu s-a spart nimic. Mamă, 49 am bătut, frate! Mai avem de muncă. Hai, frate, spawnați-vă. Uite pe ăștia. Voi vedeți ce văd și eu? Voi vedeți ce văd și eu? Băieți, am reușit să facem în sfârșit cele 3 capete, frate, după o oră. Am o oră. Deci efectiv am o oră de când farmez. Hai că avem looting 3, deci n-ar trebui să stăm foarte mult să luăm un cap. Imposibil. Și cred că o să batem Midor aici în Nether. Mă gândeam la End prima dată, dar am zis că nu, no, hai să-l batem aici. Să batem Midor-ul ăla. Hai băieți. Hai băieți, dropați-mi un cap. Hai băieți, dropați-mi un cap. Hai băieți. Știu că vrei să dropezi cap tu. Tu de acolo. Poate rămânem și cu un suvenir. În afară de Nether Star. No, nu vrea. Am înțeles. O să învăț să fac... uite încă una. O să învăț să fac ferme de... Wither Skeleton. O să avem nevoie de beacon-uri. Acum era? Cum era? Băi, imposibil. Băi. Băi, băieți. Băi, băieți, ne-a dat cap. Băi, băieți, șansa atât de mică, șansa de 2,5 ne-a dat cap în ultimii 10 bătuți. Deci, jocul ăsta e de necrezut. Iar am uitat să pun elitra. Ok, cred că cam atât de sus se merge. Mai avem mult 107, cât e maximul, că nu știu. No, țineam eu minte prost. Acum hai să vedem. Un spațiu cu 3... Oh, perfect. Și cred că cam asta ar fi. Mâncăm un Golden Apple. Și hai să vedem care e treaba cu Wither-ul nostru. Punem armura pe noi, frumos, arcul în mână. TNT-urile jos. Tot este un sunet foarte interesant din Minecraft. Nu. Pam, pam. 1, 2, buf! O să facă poc. Face poc? O să facă poc. Poc. Vino aici, prietene. Ok, cred că ar trebui să mergem să ne regenerăm undeva, dar de fapt încă nu. Poate că ar merge un pic. Unde-i?
Mamă, frate, vino încoace. Vino încoace, că am stat jumate de oră, o oră am stat după tine. Nu-mi scapi tu mie. Cred că era bine dacă îl băteam în end. De acum o să știm. Nu muri, sinule. A murit. Deci, de ce nu cred așa ceva? Deci nu cred că a murit. Ce nu cred că a murit? Hai că îl avem în rază. Sau unde-i? Undeva pe aici, dar hai să vedem locul ăla în care am urcat noi super sus. Undeva pe aici se vedea. Pe aici am urcat? Pe aici undeva. Ok. Nu mai știu cum se făcea bugul ăla. Ăla de-l sufocai. O să murim de câteva ori, dar n-avem ce face. Dacă spaletă, spaletă, frate. Dacă nu sunt stare să bat Unger, păi nu sunt stare, frate. Dacă nu era Keep Inventory, păi nu mai avem niciun item, nimic. Nu mai avem nimic. Eram goigoluți. Și lava aia mă enervează. O să murim. O să murim din nou. Hai să ne punem ce split-ul pe noi. Ar fi... dar e asta... Dar nu, nu le-am. Nu le-am la mine, că am poțiunile toate acasă. Stai acolo. Du-te înapoi. Destul de greu să bat Swidder-ul singur. Am murit de atâtea ori și am avut șansa de a-mi lua poțiuni de acasă, dar nu mi-am dat seama pentru că mă grăbesc. Mamă, deci nu mai sunt pici steaua aia jos, că... Și nu se poate. Hai să ne luăm poțiuni. Am ajuns la el. Poate mă regenerez și eu astăzi, zic. Cam liniștit. Nu e cam liniștit, nu prea e liniștit. Asta-i. Ai murit, fraiere, te-ai prăjit. Te-ai prăjit, uite și trofeul nostru, frate. Uite și trofeul nostru. Ai tu de asta, bă? Zi-mă. Zi-mă, ai tu de asta? M-a omorât ăla de 7 ori. Wither, unde-i Wither-ul? Wither. Tu mă crezi? M-a omorât de 4 ori. Zi-mă. Vrei să-mi iei, fugi de aici. Fugi de aici, du-te, bate Wither. Ok, ia treaba oară că nu-i de litra. Să pun poțiunile astea la loc. Așa. Wither Skeleton Skull-ul ăsta. O să-l pun. Chiar aici. Bun. Acum ne trebuie 3 bucăți. Ne trebuie niște sticlă. Băieți, avem beacon. Nu știu unde o să-l pun, dar hai să luăm ironul ăsta de pe aici. Și avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stack-uri. O să punem noi beacon-ul ăsta. Cred că o să facem chiar aici. Aici, să fiu de asta în sus. Lumină. N-am făcut un beacon de mult timp. De pe Blockland. Oricum, nu o să fie probabil un loc permanent al beaconului. O să-l mutăm de aici, dar momentan dă el foarte bine aici. Boom! Bring home the beacon! Îmi place sunetul ăsta de beacon. Ok, și beaconul ăsta mi-a dat o idee unde să-l punem. Nu o să dau spoiler momentan, dar veți vedea în episoadele viitoare. Ah, sunetul ăla. Sunet de nucleu așa, de... Blocks.
Are. Doar ascultați. Genial sunetul ăsta. Ce să punem? Jump boost, haste, speed, speed o să punem. Dar nu o să rămână așa, că n-are cine să pice pentru... Oh, Wither Rose! Fiți antenă, fraților, ce-am luat! O să ne trebuiască o cameră cu trofee! Dar în orice caz, cam atât ar fi cu acest minunat episod. Eu am fost Sinu, ne întâlnim și noi zi data viitoare. Adică, nu știu când o să fie următorul episod din această serie. Baftă lume! Pa!